De la această oră pe Exclusiv TV veți vedea ședința Consiliului Local din Moinești, județul Bacău. Vizionare plăcută! Bună ziua, domnule primar, doamna secretar general, stimați colegi, începem ședința pe comisii. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului centralizat al imobilelor aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții privind proiectul. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Moinești a unui imobil teren situat în municipiul Moinești, strada Tristan Țara, numărul 6, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Pentru. Mulțumim. Comisia Economică, întrebări, discuții privind proiectul. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării unei cantități de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietate al municipiului Moinești, județul Bacău. La acest proiect de hotărâre e nevoie de comisii și vă rog liderii de grup să nominalizați. Din partea grupului PNL propun pe doamna Lăzăroaie Raluca, Gioc Corneliu și botezatul Silviu. Grupul PSD pe Budacă, Busuioc și Chiricu Șpânel. Mulțumim. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări pe tema proiectului. Dacă nu, supun la vot nominalizările și proiectul. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abține. Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot cu propunerile făcute. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Pentru. Comisia Juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot cu propunerile făcute. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafețe de teren situată în municipiul Moinești, strada General Nicolae Șova, numărul 16, loc 16, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumim. Comisia Economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumim. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafețe de teren situată în municipiul Moinești, strada Vasile Alexandrii, zona Piața Agroalimentară, județul Bacău.
Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi pentru. Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții privind proiectul. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține. Pentru. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a imobilului Centru de Agrement și Activități Sportive în municipiul Moinești, situat în municipiul Moinești, strada Capitan Zăgănescu, județul Bacău. Vă rog, liderii de grup, să nominalizați pentru comisie. În partea grupului PNL propun pe domnul Purcar Ionel și alăzăroaie Raluca. PSD pe Busuioc, Iulian și Budacă Cristina. USR nu are propuneri. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări pe tema proiectului. Dacă nu, supun proiectul la vot și nominalizările făcute. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Cu propunerile făcute. Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Zece. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, fără licitație publică, a terenului situat în municipiul Moinești, strada Plopilor, numărul 2, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Pentru. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței aparținând fondului locativ din domeniul privat, situată în municipiul Moinești, strada Zorilor, bloc 5, parter, apartamentul 1. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Pentru. Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Pentru. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune numărul 3 pe 30.06.2010, încheiat cu Asociația Crescătorilor de Animale Văsiești Lucăcești din municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări sau discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Pentru. Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unui teren situat în municipiul Moinești, județul Bacău, în favoarea OMV Petrom S.A. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări sau discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică,
Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 14. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a unei suprafețe de teren cu număr cadastral 66.831, situat în extravilanul municipiului Moinești. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia economică. Întrebări, discuții pe tema proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 15. Proiect de hotărâre pentru revocarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 145 din 25.08.2023, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Moinești în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat din Municipiul Moinești, județul Bacău, pentru anul școlar 2023-2024. Vă rog să nominalizați, să revocăm, da, îmi cer scuze. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări sau discuții pe tema proiectului. Dacă nu, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri? Mulțumesc. Comisia economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Pentru. Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. 16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Moinești în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat din Municipiul Moinești, județul Bacău, pentru anul școlar 2023-2024. Rog liderii de grup să facă nominalizări. Din partea grupului PNL propun la Liceul Teoretic Spiru Haret pe doamna Raluca Lăzăroaie, la Școala Gimnazială Ștefan Lucian pe domnul Ivan Stelian și Ghio Corneliu, Școala Gimnazială George Enescu, Sergiu Rău și Neculai Breahnă, Școala Gimnazială Tristan Țara, domnul Sorin Acatrinei, Școala Gimnazială Alexandru Sever, Sorin Botezatu și la creșă pe doamna Raluca Maria Alăzăroaie. Grupul PSD la Grigorul Cobălcescu, Budacă Cristinel și la Tristan Țăra, Busuioc Iulian. Din partea USR la Spiru Haret, Marco Alexandru. Dacă nu mai sunt... Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări, dacă nu, supun proiectul la vot și nominalizările făcute, urmează ca în ședința de plen să voteze. Cine este pentru? Votul împotrivă? Pentru. Abțineri? Mulțumesc. Comisia economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot cu nominalizările făcute. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot cu nominalizările făcute. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 17. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Moinești pentru ședința Adunării Generale Ordinare și ședința Adunării Generale Extraordinare a acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău SA din 02/10/2023 și 03/10/2023. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Abțineri? Mulțumesc. Comisia economică,
Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 18. Proiect de hotărâre privind înlocuirea administratului special al SC Preserv S.A. Moinești prin lichidator judiciar API Group SPRL, reprezentant de asociat coordonator Lupușoru Costică, cu sediu în Bacău, strada Milcov, numărul 132, scara B, apartament 2, județul Bacău. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări sau discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Abțineri? Mulțumesc. Comisia economică, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 19. Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri imobile, teren de uz și de interes local și atestarea apartenenței acestora la domeniul privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia economică, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 20. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune numărul 2 din 24.06.2010, încheiat cu Asociația Crescătorilor de Animale Hangani Urminiș din municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia economică, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține pentru. Cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, a listei de investiții prioritare, a valorilor investițiilor aferente OAT Moinești și a participării Consiliului Local al Municipiului Moinești la cofinanțarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia economică, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Se abține cineva? Mulțumesc. Ridică discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată a județului Bacău în perioada 2014-2020 și mandatarea reprezentantului municipiului Moinești să voteze în adunarea generală a Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară Bacău aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru?
Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Pentru. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 23. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția SECE Compania Regională de Apă Bacău S.A. a terenurilor aferente investițiilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, perioada 2014-2020. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Trecem la ordinea de zi suplimentară. Proiect al ordinii de zi suplimentare. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, diversificarea mobilității urbane în municipiul Moinești pe axa nord-sud a indicatorilor tehnico-economici. Poftiți, domnul primar. O mică intervenție pentru a clarifica un lucru aici. În urmă cu ceva timp, când ADR Nord-Est ne-a anunțat că a primit o sumă de bani pentru din economiile pe axa de finanțare, pe axele de finanțare din 2014-2020, acea sumă de bani fiind alocată pentru a se scrie studii de fezabilitate, proiecte tehnice pentru perioada de finanțare 2020-2027. La acel moment ne-am bucurat cu toții, am reușit să accesăm un proiect pe scrierea unui studiu de fezabilitate și a unui proiect tehnic pe întreg drumul național, 9,6 km de la intrarea în Găzărie dinspre Bacău până la intrarea în Comănești, la ieșirea din Moinești. Astfel, împreună cu proiectantul, colegii mei din cadrul aparatului de lucru, am dus o muncă destul de grea în ceea ce privește realizarea acestui studiu de fezabilitate, având în vedere cât de multe proprietăți sunt intrate în carosabil, în trotoare, cât de multe instituții personale juridice au fost împroprietărite, intabulate de înainte de Revoluție, poate, cu anumite terenuri, dar la acest moment am reușit să aducem acest SF la un adevăr, dar dacă observați, din rezultă o sumă de finanțare de aproximativ 40 de milioane de euro, cu tot cu TVA. E o problemă foarte mare la acest moment să poți implementa un astfel de proiect, având în vedere că din cele 40 de milioane, mai mult de jumătate nu sunt lucrări eligibile. Ce înseamnă lucrări neeligibile? Mă refer aici la cele două poduri. Podul de la Găzărie, podul peste calea ferată, la care cheltuiala e de vreo 3 milioane de euro la fiecare, care nu sunt eligibili din banii europeni. E vorba de 5 podețe pe strada lungă Alexandru Ioan Cuza, la fel podețe, poduri care nu sunt eligibile. Asfalt nu se mai, în această perioadă de finanțare 2020-2027, nu se va mai finanța asfalt pentru tot carosabilul, ci doar asfaltul care este cuprins în pista de biciclete. Am avut discuții la ADR cu președintele ADR și cu directorul adjunct, spunându-mi că acest lucru l-au toate județele din cele 6 județe ale ADR Nord-Est, făcând astfel de studii de fezabilitate și lor le-au rezultat sume pe care la acest moment nu le prea putem duce din bugetul local. E clar că nu ar fi posibil în următorii ani să alocăm sume sau să mai facem un credit de 20 ceva de milioane de euro pentru veniturile municipiului Moinești, ar fi imposibil. De aceea, astăzi, împreună cu colegii mei din aparatul de lucru, am promovat acest proiect de hotărâre. Misiunea mea este să-l promovez, este la latitudinea dumneavoastră să-l aprobați, să-l duc mai departe. Eu astăzi nu cred că am putea finanța din bugetul local lucrările neeligibile și cofinanțare pentru acest proiect. De aceea
Așa cum vă spuneam, rămâne ca dumneavoastră să decideți acest lucru. Mulțumesc. Mulțumim, domnule primar. Comisia de urbanism, vă rog să vă hotărâți cu ce anume votați. Vă rog să votați acum proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Total. Da. Vă rog. Da. Împotrivă. Eu sunt împotrivă. 2, 3, 4, 5, 6. Și cu celălalt membru din online, domnul Catană. Da. Deci 6 din 7 votează împotrivă. Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții? Dacă nu sunt, să trecem la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Deci 3 împotrivă. Abțineri? 2 abțineri. Mulțumesc. Punctul 2 al ordinii de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 74 din 27.04.2022, privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul, amenajarea spațiului de joacă pentru copii în strada 1 Mai, Municipiul Moinești, cod SMIS 153.384. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, discuții pe tema proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Ordinea de zi a fost epuizată, urmează o mică pauză, după care ședința de plen. Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri. Deschidem ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Moinești, în conformitate cu prevederile articolului 133 alineatul 1 din ordinul de urmări numărul 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Ați fost convocați astăzi prin dispoziția numărul 834/2023 a primarului municipiului Moinești la ședința ordinară a Consiliului Local pentru septembrie. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezenți un număr de 18 consilieri, 17 înregistrând prezența în sala de ședință și cu o participare online a domnului consilier Catana Codrin Ionuț. Așadar, ședința se desfășoară și prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferință. Având în vedere ordinea de zi propusă, la ședință participă și colegii directori, șef de servicii din aparatul de specialitate a primarului municipiului Moinești, precum și directorii și coordonatorii instituțiilor de învățământ din municipiu. Având în vedere prevederile articolului 138 alineatul 13 din Codul Administrativ, Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019, cu modificări și completări ulterioare, și faptul că pe ordinea de zi, la punctele 1 și 2, se află aprobarea proceselor verbale ale ședințelor din luna august și luna septembrie, ședință ordinară, respectiv ședință extraordinară. Vă consult dacă există modificări, completări față de forma care v-a fost transmisă pentru consultare. Nefiind intervenții, supun la vot procesul verbal
al ședinței din 25-a 8-a. Vă rog să vă exprimați votul. Pentru. Mulțumesc. Cu 17 voturi pentru, 18 voturi pentru, este conectat online. Cu 18 voturi pentru a fost aprobat procesul verbal, conținutul procesului verbal al ședinței ordinare din 25-a 8-a. Supun la vot conținutul procesului verbal încheiat la ședința extraordinară a Consiliului Local din 5 septembrie. Vă rog să vă exprimați votul. Pentru. Mulțumesc. Cu 18 voturi pentru a fost aprobat și conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din 5 septembrie. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a vă supune ordinea de zi propusă și ordinea de zi suplimentară spre aprobare. Mulțumesc, doamna secretar, stimate domnule primar, stimați colegi. Începem ședința de astăzi prin a supune la vot ordinea de zi a ședinței ordinare de astăzi și ordinea de zi suplimentară. Pentru. Ordinele de zi au fost adoptate. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului centralizat al imobilelor aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Și vă rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Pentru. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Moinești a unui imobil teren situat în municipiul Moinești, strada Tistran Țaran, numărul 6, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Și vă rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Pentru. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situată în municipiul Moinești, județul Bacău. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării unei cantități de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier, proprietatea municipiului Moinești, județul Bacău. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Având în vedere că este un vot la persoană, urmează procedura de vot secret. Rog să se pregătească Comisia de Validare și Numărare a votului. Vă mulțumesc!
Dau cuvântul domnului președinte al Comisiei pentru a da citire rezultatului votului. Proces verbal al Comisiei de numărare a voturilor și stabilirea rezultatului votului secret pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local Moinești în comisiile de valorificare a unei cantități de masă lemnoasă pe picior. Comisia de numărare a voturilor și stabilirea rezultatului votului secret formată din Breahn Neculai, președinte, Budacă Cristinal, secretar, Pascal Nenine, Alexandru Șape, Trei Iulian, Cristian, membri, a procedat la numărarea voturilor. Din numărul total de 17 buletini de vot, sunt 15 valabile exprimate și 2 nule. În urma numărării voturilor, alăzăroaie Raluca Budac, Cristinel, Ghioc, Corneliu, Busuioc, Iulian, Botezatul Silviu Gheorghe și Chiricheș Fănel au obținut toți câte 15 voturi pentru, 0 împotrivă. Drept urmare au fost desemnați următorii reprezentanți ai Consiliului Local Moinești în comisiile de valorificare a unei cantități de masă lemnoasă pe picior. Comisia de preselecție, alăzăroaie Raluca Maria, Budacă Cristinel, Comisia de licitație, Ghioc Corneliu, Busuioc Iulian, Comisia de soluționare a contestațiilor, Botezatul Silviu Gheorghe și Chiricheș Fănel. Semnează comisia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă mai sunt alte întrebări pe marginea acestui proiect de hotărâre, dacă nu sunt, putem vota. Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafețe de teren situată în municipiul Moinești, strada General Nicolae Șova, blocul 16, județul Bacău. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Pentru. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafețe de teren situată în municipiul Moinești, strada Vasile Alexandrie, zona Piața Agroalimentară, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a imobilului Centru de Agrement și Activități Sportive în municipiul Moinești, situat în municipiul Moinești, strada Capitan Zăgănescu, județul Bacău. Dau cuvântul domnului primar. Așa cum vă spuneam la ședința trecută, voi veni cu un proiect de hotărâre pentru a modifica valoarea redevenței, având în vedere cele două licitații care nu s-au adjudecat. Și așa cum discutam în prima ședință, credeam că e, și ați menționat și dumneavoastră, crezând că este o redevență prea mică. Iată, astăzi, după două runde de licitații, nu s-a adjudecat acest teren. Pentru a-i găsi un administrator, o persoană juridică care să administreze această bază sportivă așa cum trebuie, profesional, zic eu, am găsit de cuviință să vă propun să reducem pentru sezonul rece redevența la jumătate, adică cele 6 luni din sezonul rece, redevența să fie jumătate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar. Consult comisiile pentru raport. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz pentru, cu 5 voturi pentru. Vă mulțumesc. Rog Comisia de Validare și Numărare a Votului să întrunească pentru...
Dau cuvântul domnului președinte a comisiei pentru a da citire rezultatul votului. Proces verbal al comisiei de numărare a voturilor și stabilirea rezultatului votului secret pentru concesionarea prin licitație publică a imobilului Centru de Agrement și Activități Sportive în municipiul Moinești, situat în municipiul Moinești, în Zăgănescu, județul Bacău. Comisia de numărare a voturilor și stabilirea rezultatului votului secret, formată din Breahnă Neculai, președinte, Budac Cristinel, secretar, Pascal Nini Alexandru și Petru Iulian Cristian, membri, a procedat la numărarea voturilor. Din totalul de 17 buletine de vot, sunt 17 valabile exprimate, 0 nule. În urma numărării voturilor, Purcaru Ionel, Busioc Iulian, Alăzăroaira Luca și Budac Cristinel au obținut câte 17 voturi pentru, 0 împotrivă. Drept urmare, au fost desemnați următorii reprezentanți ai Consiliului Local în Comisia de Evaluare a Ofertelor pentru concesionare prin licitație publică a imobilului Centru de Agrement și Activități Sportive în municipiul Moinești, situat în municipiul Moinești, strada Capitan Zăgănescu, județul Bacău, membri titulari: Purcaru Ionel, Busioc Iulian, membri supleanți: Alăzăroaie Raluca Maria și Budac Cristinel. Semnează comisia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă mai sunt și alte întrebări pe marginea acestui proiect de hotărâre, dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului situat în municipiul Moinești, strada Plopilor, numărul 2. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Vă rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței aparținând fondului locativ din domeniul privat situat în municipiul Moinești, strada Zorilor, bloc 5, parter, apartament 1. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune numărul 3 din 30.06.2010 încheiat cu Asociația Crescătorilor de Animale Văsiești Lucăcești din municipiul Moinești, județul Bacău. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unui teren situat în municipiul Moinești, județul Bacău, în favoarea OMV Petrom S.A. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și o neparticipare. Raport Comisia Economică. Cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru și o neparticipare la vot. Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a unei suprafețe de teren cu numărul catastral 66.831, situat în extravilanul municipiului Moinești. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot.
Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 15. Proiect de hotărâre pentru revocarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 145 din 25.08.2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Moinești în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat din Municipiul Moinești, județul Bacău, pentru anul școlar 2023-2024. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. Mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Moinești în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat din Municipiul Moinești, județul Bacău, pentru anul școlar 2023-2024. Rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Având în vedere că și acest punct de pe ordinea de zi este cu vot la persoană, rog să se pregătească Comisia de Validare și Numărare a voturilor. Vă mulțumesc!
Dau cuvântul domnului președinte pentru a da citire rezultatul votului secret. Proces verbal al Comisiei de numărare a voturilor și stabilirea rezultatului votului secret pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local Moinești în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat din Municipiul Moinești pentru anul școlar 2023-2024. Comisia de numărare a voturilor și stabilirea rezultatului votului secret, formată din Breahnă Neculai, președinte, Budacă Cristinel, secretar, a Petre Iulian Cristian, Ascalini Ninia Alexandru, membri, a procedat la numărarea voturilor. Din numărul total de 17 buletine de vot, sunt 16 valabile exprimate, 1 nul. În urma numărării voturilor, pentru Liceul Teoretic Spiru Haret, Alăzăroaie Raluca, 15 pentru, 1 împotrivă, Marco Alexandru, 16 pentru, 0 împotrivă, Colegiul Tehnic Grigore Cobălcescu, Budacă Cristinela, a obținut 15 pentru, 1 împotrivă, Școala Gimnazială Ștefan Luchian, Ivan Stilian, a obținut 15 pentru, 1 împotrivă, Ghioc Corneliu, a obținut 15 pentru, 1 împotrivă, Școala Gimnazială George Enescu, Răul Sergiu, a obținut 15 pentru, 1 împotrivă, Breahnă Neculai, a obținut 15 pentru, 1 împotrivă, Școala Gimnazială Tristan Țara, a Catrinei Sorin, a obținut 15 pentru, 1 împotrivă, Busuioc Iulian, a obținut 15 pentru, 1 împotrivă, Școala Gimnazială Alexandru Sever, Botezatul Sorin, 15 pentru, 1 împotrivă, Creșa Primii Pași, Alăzăroaie Raluca Maria, 15 pentru, 1 împotrivă. Drept urmare, au fost desemnați următorii reprezentanți ai Consiliului Local Moinești în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat din Municipiul Moinești pentru anul școlar 2023-2024. Liceul Teoretic Spiru Haret, Alăzăroaie Raluca Maria, Marco Alexandru Cătălin. Colegiul Tehnic Grigore Cobălcescu, Budacă Cristinel, Școala Gimnazială Ștefan Luchian, Ivan Stelian, Ghio Corneliu. Școala Gimnazială George Enescu, Răul Sergiu, Breahnă Neculai. Școala Gimnazială Tristan Țara, a Catrinei Sorin, Busuioc Iulian. Școala Gimnazială Alexandru Sever, Botezatul Sorin. Creșa Primii Pași, Alăzăroaie Raluca Maria. Semnează comisia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă mai sunt alte intervenții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 17. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Moinești pentru ședința Adunării Generale Ordinare și ședința Adunării Generale Extraordinare a acționarilor SC Compania Regională de Apă Bacău-SA din 2-10-2023, respectiv din 3-10-2023. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Vă rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 18. Proiect de hotărâre privind înlocuirea administratorului special al SC Preserve SA Moinești prin lichidator judiciar API Group SPRL, reprezentat de asociat coordonator Lupușoru Costică, cu sediu în Bacău, strada Milcov, numărul 132, scara B, apartament 2, județul Bacău. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 19. Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri imobile teren de uz și interes local și atestarea apartenenței acestora la domeniul privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică.
Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, putem demara procedura. Pentru. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 20. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune numărul 2 din 24-6-2010, încheiat cu Asociația Crescătorilor de Animale Hanganuri Miniști din municipiul Moinești, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, putem vota. Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economice ai proiectului, a listei de investiții prioritare, a valorilor investițiilor aferente UAT Municipiul Moinești și a participării Consiliului Local al Municipiului Moinești la cofinanțarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău în perioada 2014-2020. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Da. Și raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Avem invitați aici. Avem invitați pe doamna director ajung de la CRAB Bacău și domnul manager. Aș vrea să le dau cuvântul pentru a ne expune câte ceva din aceste materiale care ni le-au pus la dispoziție. Ziua, mă numesc Olimpia. Mulțumesc. Mulțumesc. Mă numesc Olimpia Adam, sunt directorul adjunct. Directorul adjunct al companiei de apă Bacău. O să fac câteva referiri la proiectul regional. La momentul de față, valoarea investiției este de 685 de milioane de euro, din care 22,54 milioane de euro sunt aferenți investițiilor în Moinești. Din această sumă avem decizie de finanțare din iulie acest an, pe 216 milioane de euro, din care 204 sunt fonduri nerambursabile, diferența de 13 milioane e cofinanțarea companiei de apă. Am pregătit și am transmis autorității de management etapizarea proiectului, așa după cum bine știți, eligibilitatea cheltuielilor pe POIM se închide pe 31 decembrie anul acesta. Asta înseamnă că noi vom pregăti o aplicație de finanțare pentru diferența de sumă, pentru programul de dezvoltare durabilă, așa cum spune ghidul publicat în consultare săptămâna trecută vineri, termenul estimativ de depunere a aplicației este decembrie acest an. Suntem eligibili, cei care avem decizie de finanțare, deci condiția de eligibilitate o îndeplinim, așa încât să avem garanția că vom continua investițiile pe care le-am început prin POIM. În Moinești avem lucrări de extindere rețele de apă, de alimentare cu apă de canalizare, avem o reabilitare a unei conducte de aducțiune. Lucrările sunt comasate în două contracte de lucrări. Primul, în licitația anulată, o vom relua imediat, este vorba de extindere reabilitare rețele de apă și de canalizare. Iar în al doilea contract în care avem proiectare cu execuție de licitat, vom demara procedura în primul trimestru al anului viitor. Aici vorbim de reabilitare, extindere, facilități de transport în magazinare și tratare apă, precum și cele de așa facilităților de transport și epurare apă uzate. Valoarea investiției pe care ați aprobat-o în anul 2020 a crescut cu aproape 40%. Proporțional a crescut și valoarea cofinanțării dumneavoastră. Pentru detalii tehnici, dacă doriți, domnul
Făuceanu, colegul meu, dirigintele de șantier, vă poate sta la dispoziție, avem informațiile pregătite. Eu vă mulțumesc și aștept întrebări. Până închide microfonul. Da, am luat la cunoștință de solicitarea dumneavoastră, am și inițiat cele trei proiecte de hotărâre. Ieri am avut prezența la Moinești a domnului director general, dumnealui are câteva luni de când este director general, pentru prima dată a vizitat cel puțin primăria și am avut o discuție, până acum a mai fost, dar probabil la punctul de lucru. Printre discuțiile noastre, am avut și o întrebare și vă adresez și dumneavoastră, având în vedere că acest proiect se desfășoară pe întreg județul Bacău, nu numai pe Moinești. În documentație apar localitățile Berești, Azlău, cred că Balcani, Pârjol, care ar avea o sursă de alimentare din bazinul de la Micleasca, un bazin care la momentul ăsta este subdimensionat pentru locuințele și persoanele juridice, pensiuni, piscine, în municipiul Moinești. La o discuție cu domnul președinte Ivancea și doamna director, care nu mai este doamna Chiper, care nu mai este director, au spus că vor prinde în bugetul pe anul următor a unui bazin nou, a unei spațiu de magazinare suplimentar, pentru că nu se va putea distribui apă și în acele comune dacă rămâne doar din bazinul acesta, care la momentul de față nu ajunge. Toată vara am avut restricții de furnizare a apei potabile pe acea zonă, Micleasca și atelierilor, zona de ieșire spre Bacău. Vă rog să luați în considerare și să le amintiți acest lucru, pentru că dacă se va realiza această investiție, cu siguranță branșamentul nu se va executa la actualul bazin. Noi l-am dat în administrare companiei de apă, a DIB-ului, după cum știți, dar la momentul ăla îl și putem retrage. Nu se va furniza apă din actualul bazin, pentru că nu e de unde. Nu se poate alimenta și o altă comună dintr-un bazin care nu ajunge la Moinești. Pregătim bugetul de investiții pe anul viitor și în planul de investiții al CRAB-ului, atâta timp cât ați discutat cu domnul director general, cu siguranță va fi inclus, dacă dumnealui a zis că e de acord cu investiția și cred că solicitări ați făcut deja către noi și oficial sunt registrate, le luăm în calcul și... O să revenim. Da, mulțumim mult. Dacă mai închideți. Închideți, vă rog. În altă ordine de idei, dacă tot vă avem invitați, vreau să mai transmit, am discutat și ieri cu domnul director, dar probabil de partea problemelor tehnice vă ocupați și dumneavoastră, vis-a-vis de, nu de acest proiect, dar de o problemă pe care o întâmpinăm cu furnizarea apei potabile în locuințele, în condominiul la blocuri. Cititorii dumneavoastră de apometre merg, citesc contorii celor care sunt prezenți în clădire, în bloc, contorul general, iar apa care este suplimentară pe apometrul de la intrare în bloc, este distribuită doar pe locatarii care stau efectiv 24 din 24, să spun așa, pe cei care sunt plecați la muncă în străinătate sau perioadă îndelungată, lor nu li se distribuie acea cantitate de apă din apometrul general, ci doar celor care sunt prezenți. Când se întorc acasă, cei în luna august-decembrie, bineînțeles, merg la companie, la caserie, merg cu citirea contorului și li se calculează și plătesc cantitatea de apă care este citită pe apometrul lor din apartament. Eu consider că faceți o încasare dublă, atâta timp cât cei 15-16 locatari dintr-un bloc cu 20 de apartamente plătesc apa de la diferența de la apometru general și mai vine și proprietarul și mai plătește odată, ar trebui să le dați bani înapoi la cei care au plătit. Sau să impuneți și pe cei la cantitatea de apă care o înregistrează apometru general să fie împărțită la toți locatarii din bloc și nu numai la cei care îi considerați doar prezenți. Am mai solicitat acest lucru, dacă nu vom face din nou adresă la OPC, dar am spus să vă aducem la cunoștință dumneavoastră, pentru că e normal
ca să încasați de două ori o cantitate de apă pe de o parte și pe de altă parte să plătească cineva o cantitate pe care nu o folosește. Pentru că sunt situații în care cei care lipsesc au alte rude, prieteni, cunoștință, vin, spală rufe, dușuri, udă florile și altceva și de aia se înregistrează acest consum. Sigur, pot fi și pierderi în subsolul blocurilor, acesta depinde de asociația de proprietari și de ei ca proprietari ca să-și gestioneze un bun pe care îl au în condominiu. Dar ce am menționat aici e adevărat și vă spun cu dovezi că se plătește apa de două ori și nu e normal. Am notat, o să transmit colegilor mei. Da. Doamna director economic, domnul director general, care are cu siguranță la cunoștință. Și vom răspunde. Vă mulțumesc. Dacă mai sunt și alte întrebări, discuții, dacă nu mai sunt, vă rog să demarăm procedura de vot. Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020 și mandatarea reprezentantului municipiului Moinești să voteze în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău aprobarea planului de evoluție a tarifelor. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt? Pentru. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 23. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție SECE Compania Regională de Apă Bacău S.A. a terenelor aferente investițiilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, perioada 2014-2020. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții, intervenții? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Pentru. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Trecem acum la ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, diversificarea mobilității urbane în municipiul Moinești pe axa nord-sud și a indicatorilor tehnico-economici. Rog raport Comisia de Urbanism. Proiect neavizat cu 7 voturi împotrivă. Rog raport Comisia Economică. Aviz nefavorabil cu 5 voturi împotrivă și abținere. Raport Comisia Juridică. Închideți-vă, domnul. Scuze. Aviz nefavorabil cu două abțineri și 3 voturi împotrivă. Vă mulțumesc. Dacă sunt alte întrebări pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Potrivă. Proiect respins cu 13 voturi împotrivă, o abținere și 3 voturi pentru. Ați greșit? Vă rog să reluăm procedura de vot. Împotriva. Proiect respins cu 14 voturi împotrivă, o abținere și 2 voturi pentru. 15 și cu domnul Catana din online.
Ordinea de zi suplimentară 2. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 74 din 27.04.2022 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul amenajare spațiu de joacă pentru copii, strada 1 Mai, Municipiul Moinești, cod SMIS 153.384. Rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, demarăm procedura de vot. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Trecem acum înapoi la ordinea de zi a ședinței ordinare, la punctul numărul 24, diverse. Vreau să dau aici cuvântul doamnei secretar general al municipiului Moinești. Bună ziua, din nou. Este vorba despre o informare și, de fapt, o solicitare. Colegii mei o să o și pună pe videoproiector. Este vorba de o solicitare pe care direcția nouă înființată, în subordinea Consiliului Local, direcția Creșă, ca și cu personalitate juridică, trebuie să o facă către Inspectoratul Școlar. Care este situația de fapt? În municipiul Moinești, în acest moment, sunt înscriși la creșa Primii Pași un număr de 96 de copii. Cererile sunt mult mai mari, adică cererea este mult mai mare. Avem încă 30 de cereri, din care 24 au fost rămase în așteptare, 6 au fost respinse. Pentru acest număr nu există nicio soluție pentru instituționalizarea acestor copii. Având în vedere că prin două hotărâri, hotărârea 120 și hotărârea 120 și hotărârea 87 din 2019 s-a stabilit ca în cadrul creșterii să funcționeze și niște servicii alternative, este vorba despre proiectul România crește cu tine, educația timpurie, o investiție în viitor, și Primo Hub-ul, care este înființat și funcționează tot în incinta creșei. Există o lipsă de spațiu chiar pentru capacitatea actuală, unde sunt instituționalizați 96 de copii. Cu greu se îndeplinesc condițiile necesare funcționării, da? Și în acest context dorim să solicităm Inspectoratului Școlar, și de aceea am adus în atenție această adresă către dumneavoastră, mărirea acestui număr de copii pe care noi să putem să-i instituționalizăm în cadrul creșei Primii Pași. Acum avem 96 de copii și vrem să mărim acest număr. Vom proceda la relocarea acestor două proiecte pe care noi le avem găzduite în creșă la acest moment, cu data de 1 ianuarie, când probabil, și așa ne și dorim, să putem să inaugurăm nou sediu al DAS, unde la etajul 3 am propus o relocare a acestor servicii, precum și înființarea a două grupe suplimentare de creșă cu program doar până la prânz. Și în acest context trebuie să facem această solicitare la Inspectoratul Școlar pentru a prinde acest număr suplimentar în rețeaua de învățământ, care ne va fi transmis spre aprobare cam fiecare an, imediat, cred că în luna următoare. Având în vedere, așa cum am precizat, că acest serviciu este înființat de Consiliul Local, solicit din partea dumneavoastră un acord de principiu pe această suplimentare. Haideți să votăm. Mulțumesc. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna secretar, mulțumesc, stimați colegi. Dacă mai sunt alte intervenții la punctul diverse,
Dacă nu mai sunt, declarăm ședința închisă. O zi bună să aveți și un weekend plăcut!